Păi am luat un BMW acum, nu mai trebuie. Ce să fac cu Audi? Am avut Audi. Salut Cerbănoiu, de mă că ați luat un final, trebuie să fac speciale jocurilor pe care niciodată. Nu neapărat așa, Alin. A luat urechea timp. Păi nu știu, mi-e plac auto, mașinile RT știi, îmi plac în general și cred că o să iau pe viitorul. Hai mă, uite mă, de ce n-a luat doggy până în capăt, mă? Cred că o să încerc și ceva japonez, cred că o să iau un Jeepan japonez. O Toyota ceva. Bum. Radomir, îmi iau ceva nou dacă mi-au. Îmi iau o Toyota nou nouță. Am vreo 45.000, 50.000 și îmi găsesc ceva ca nu. Dar după ce termin eu cu toate dandanalele mele. Hai, mă. Hai, domnul. Uitați că aveți un link fixat în comentarii cu 600 de lotiri și 1500 de ron bonus, vă faceți cont nou, obțineți bonusul doar la o depunere minimă de 100 de lei, jucați cu 200 și BUM! Din prima, mamă, 54 milioane, ești prost la cap! Și BUM mă, și BUM mă, și bine mă, și bine mă! Și bine mă, doggy mă! A dat ăsta cu toate la un loc! Bine, doggy, bine, bine. Da, nu căutam ceva, mama. Uitați că stai numărul meu la mașină. Ca să-l știți. Uite mașina. Din laterale așa. Hai mă doggy, mă, că mai dai una bună și gata. Bum, 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 bum. Mi-a lătrat un gâine pe John că vine Biguin. Vine pe Beto, vine, vine, vine. Uite-l mă ce pune X-ul, mă. Hai mă. Treia, treia de ea. Mamă! Da, sunt plecat, sunt plecat, Ștefan, sunt plecat. Plecat 5 zile de Paște. Plec din Vinerea Mare. Mă întorc pe 26 sau 27, cam așa. Hai mă.
Să trăiască, să trăiască cine mi-a făcut actele, adică tu. Și tu la fel, Nick, e succes după aia cu tot te-a trimis-o la repede, repejor, adică din prima, oricum e prea deștept și îl ia din prima fără probleme. A lătrat bine domnul. Nu le-am povestit la băieți, bă, cu numerele, că trebuia să mă duc să iau numerele. Deci m-am dus la Nick să ocupă cu acte la mașină, să știți, care mă urmărește aici în chat. Și mi-am făcut programarea la numere roșii, la rar, și el s-a ocupat de tot. Și la numere negre, eu trăiam cu impresia că pe 25 martie trebuia să mă duc să le iau. Și de unde? Că era pe 15 programarea. Eu stăteam ca prost, pe 24 mă uit în mașină la fișa acolo, aveți programare pe 15 martie la ghișeul numărul la ora 13.40. E mișto. Și bineînțeles că am sunat și eu pe prietenul meu, Marius Tică, s-a rezolvat în următoarea zi și am luat numerele negre pe 25. Sau pe 24 chiar, mai repede. Who let the dog out? Hu. Da. Mai trebuie să dea una bună. Și tor, zică, mă aveți dreptate. Să apară pisica house. Păi n-ar fi rău să scoate joc pisica house. Hai la tot.